În 30% de sate, drumuri bune pentru toți, practic proiectul a fost deja implementat, deja a fost construit. Noi am pus ca scop ca toate primăriile să primească în jurul la 1 milion și mai mult de lei pentru drumuri bune pentru toți. Și în toate localitățile, din toate primăriile, circa 900 de primării din Republica Moldova, acum are loc implementarea acestui program. Drumuri bune pentru toți. Accentuez pentru toți. Accentuez pentru toți. În acest an, pentru aceste scopuri, au fost alocate 1,37 miliarde lei pentru drumuri bune pentru toți. Dar total 6 miliarde lei pentru drumuri.